George. Spune-mi ce faci, cum ești în general? Bună seara, sunt foarte bine. Mi-era foarte cald acasă și am venit la piscină aici să mă răcoresc puțin. Mai ales că Viviana a prezentat aici acest eveniment împreună cu colegii de la matinal. Și atunci m-a luat oarecum așa de un picior și m-a dus la eveniment. Sunt foarte bine, suntem de fapt foarte bine, mulțumesc foarte mult, mulțumim foarte mult. Te-a luat de un picior și te-a adus aici, dar la primărie când ajungeți? Măi, nu știu. Ei tu pe ea. Măi, sincer, nu știu când ajungem la primărie, dar uite, având de vedere că de când am ieșit din fermă, de fapt atât la fermă cât și după fermă, lucrurile au mers treptat așa, adică nu le-am forțat, le lăsăm să curgă. Când o vrea Dumnezeu, atunci o merge. Ai cerut-o în căsătorie? Nu am cerut-o pe Viviana în căsătorie, mai am câteva chestii de rezolvat din trecut și cu siguranță dacă va, eu o voi cere, vedem dacă va accepta. Dar ție ți este teamă să faci pasul ăsta având în vedere că ai trecut printr-un divorț? Nu mi este teamă să fac acest pas alături de Vivian, pentru că am încredere în ea, am încredere în mine și am încredere în noi, ca și cuplu, cum n-am avut niciodată în viața mea. Ne potrivim, ne completăm, uite, ne susținem. Eu am venit cu ea la acest eveniment pentru că ea a prezentat. Ea vine cu mine la filmări dacă nu are muncă, deși și are matinal acum. Adică mereu încercăm cumva cât de mult putem să ne susținem în proiectele pe care le avem. Pe tine te-a primit la pachet și cu fete, pentru că tu ai două fetițe superbe. Spune-mi cum e relația dintre Viviana și fetele tale. Relația dintre fete și Vivian este o relație excelentă, pentru că Vivian și ea este un copil. Și având în vedere că se machiază, codițe, ne îmbrăcăm, mergem în oraș, mergem în parc, mergem în mașinuțe, trotinete și tot felul de chestii, fetele s-au apropiat. Vivian le iubește foarte mult pe fete, fetele au simțit lucrul ăsta și atunci copiii puri cum sunt ei, îți dă seama că imediat se atașează. Copiii, dacă simt că un om îi iubește, indiferent ce vârstă ar avea, dacă te pui în cap pentru ei, ești de-a lor. Trebuie doar să te uiți la Elsa, să te uiți la mormoloși și borboloși, ce se mai uite ele, să le faci ochișoare, să le faci codițe și atunci ele sunt acolo. Avem o relație foarte bună, mulțumim lui Dumnezeu!